În urma unei investigații care a durat mai bine de un an, Rusia a fost suspendată de la Jocurile Olimpice de iarnă 2018 de către Comitetul Internațional Olimpic pentru dopaj instituționalizat. Niciun oficial rus nu va avea voie să asiste la competiție, steagul țării nu va fi arborat, iar imnul Rusiei nu va fi auzit în Coreea. Totuși, unii dintre sportivii ruși vor fi autorizați să participe la competiția care se va desfășura în Coreea de Sud în perioada 9-25 februarie, sub drapel neutru și în condiții stricte. Decizia a fost luată din motive sportive și reprezintă o premieră în istoria Jocurilor Olimpice. Este vorba de un atac fără precedent împotriva integrității Jocurilor Olimpice și a sportului. Comisia Executivă a CIO a adoptat sancțiuni proporționate în raport cu manipularea sistematică, protejându-i totodată pe sportivii curați, a declarat președintele Comitetului Olimpic Internațional Thomas Bach într-un comunicat. Decizia de a exclude oficial Rusia de la Olimpiada de iarnă a fost luată pe 5 decembrie de către Comitetul Executiv al CIO în cadrul unei conferințe de presă desfășurată în Elveția. Hotărârea aceasta vine în urma numeroaselor acuzații de dopaj care i-au vizat pe sportivii ruși din mai multe discipline. Vecinii noștri de la răsărit au fost implicați de-a lungul timpului în numeroase scandaluri. În 2015, 5 atleți ruși au fost suspendați după ce au fost prinși dopați, iar cazul jucătoarei de tenis Maria Sharapova, care a fost suspendată în martie 2016 din același motiv, este bine cunoscut.